Doamna și domnule, ce mă bucur eu că încă ne mai vedem. Și vreau să zic o chestie faină. Că destul am dat tot felul de marouri, că alea se întâmplau. Dar s-a întâmplat și o chestie faină. Știi că la un moment dat mă gândeam, bă, stau eu așa ca un cioclu al vremurilor. Un balaur de la spurcat la gură să vă spun ce și cum se mai întâmplă în țara asta. Dar uite că există și avantaje atunci când ești balaur spurcat la gură. Mai țin minte că a fost acum o lună și jumătate, sau o lună, o emisiune cu un domn din București, din sectorul 1, sau sectorul 5. Domnul Popescu. Veniți omul din București până la Cluj, mă sunase înainte, domnule, nu mai știu ce să fac, am fost la toate televiziunile, am încercat cu handicap și cu un soțitor, să iau și eu un apartament sau o garsonieră, ceva de stat, că dorm într-o hurubă, într-o cocioabă. Am un copil în clasa a doua care e premiant și a luat medalii și nu la sport, la matematică. Și uite că nu mă ascultă nimeni. Ei bine, de un ceas și jumătate am primit mesaj pe Facebook de la domnul Popescu. Domnul, incredibil, ce n-am reușit la București, reușesc la Cluj. Ce n-au reușit televiziunile din București, reușește luc plusul ăsta, atâta cât el, din provincie, mai aproape de Viena decât de Istanbul, ajungi mai repede la Viena decât și la București. Și uite că am primit acum repartiția pentru garsonier. Și omului nu venea să creadă, nici mie nu venea să cred, că totuși, bă, acolo te-ai plimbat câțiva ani de zile ca să primești cu dreptul în mână, cu handicap, un soțitor, cu copil minor, cu soția care și-a pus capăt zilelor, dânsul mi-a zis, și de-aia citez, nu e un subiect care să-mi placă, și n-ai rezolvat cu tâi Bucureștiul tău și o trebuia să aduci clujul peste București ca să rezolve. Uite, pentru asta, zic eu, merită, așa, un motiv dintr-o mie, să mai stai impresă presă și să sudui dacă e de suduit. Da. Și mergem mai departe. Am fost în ziarul de iași, încerc să. O să vorbesc astăzi despre alt subiect decât astea care îți la zi acum, pentru că sunt enervante. Ziarul de Iași. Cel mai mare angajator din Bistrița Năsăud nevoie să aducă forță de muncă din sud, pentru că a închiriat un hotel întreg. Da, am zis, mă, poate e o întâmplare. Mai citisem în ziarul financiar.ro că mai este nevoie încă de un număr de 1500 de muncitori pentru zona Clujului. M-am uitat și pe Hot News care citează știrile Pro le-ați văzut toți. Au audiență mai mare decât mine, ca așa. Ei de 20 de ani pe piață. Marea relocare a forței de muncă spre vestul țării, unde șomajul dispare. Dacă aș găsi 10.000 de muncitori, i-aș angaja acum. Și azi zis, măi, asta e să citez. Să nu mai creadă lumea că astea sunt opiniile mele sau că, uite, German spurcatul tu la gură. Cităm tătucă. Hot news. Vestul țării o duce atât de mine încât se caută muncitori în celelalte regiuni ale României. După ce în ultimii ani diversi producători străini au deschis în Transilvania mai multe fabrici, toată mâna de lucru calificat a fost angajată, iar șomajul aproape că a dispărut. Așa că doritorilor din zonele sărace li se oferă pe lângă salariu cazare și două mese pe zi. Asistăm la un adevărat fenomen al relocării forței de muncă, spun specialiștii în resurse umane. De ce? Nu pentru că suntem noi deștepți sau nu, de sau nu suntem deștepți. V-am spus de o mie de ori. Și mai repet încă o dată pentru aia care îți fascinați încă de științele între uh, uh, legionare. legionare. științele, da. Asta e geografie, tată. Nu este nici politică, nici altceva, e geografie. Și când vă mai spun, nu știu, că hai să facem totuși autostrăzi pe nu știu unde să mergem la mare. Gândiți-vă că până la mare mergi să te bronzezi. Dacă le faci autostrăzile în Transilvania și Banat, îi ajut și pe alalți de peste munți ca unde să-și ducă marfa, creează economie. Dar nu, n-ai cu cine vorbi la guvern. Mai departe. Hot News care citează știrile protv.ro Județele din sudul și estul țării, unde șomajul este chiar dublu față de Transilvania, au ajuns pe piniere de forță ieftine de muncă pentru județele din vestul țării. Acolo șomajul oscilează între 1 și 4%. Dacă am găsit 10.000 de oameni, acum i-aș angaja, spune Florin Godean, reprezentantul unei companii de resurse umane și nu doar angajații necalificați în căutați. Cei care știu Germana își găsesc un loc de muncă ușor în funcție de conducere. În plus, cei pricepuți în IT sunt relocați imediat în vestul țării dacă acceptă chestia asta. Iașul este renumit pentru IT bine pregătiți, spune și Sorina Donisa, reprezentantul unei companii de resurse umane. În cazul lor, salariile pleacă, dacă vin în vest, de la 1000 de euro lunar. Companiile le găsesc ca și chirii, ajută cu mutatul și le găsesc școli sau grădinițe pentru copii, dacă este cazul. Așa că, bine, 1000 de euro este un pic greșit pentru că un aitist bun, bunuț în Cluj, care e Silicon Valley pentru Europa Centrală și de Est acum, câștigă așa, eu m-am interesat înainte, bă, salariul mediu la un aitist bunuț undeva la 2700 de euro lunar. În Cluj, tovarăș, în Cluj. Sigur că în Occident ar câștiga de 5 ori mai mult, dar aici ești acasă. Înțelegi? Auzi aceeași limbă vezi aceeași arhitectură, simți pașii că poartă urma pașilor tăi trecuți. E altceva. Poți vorbi despre trecut cu cineva. Pe mine asta moros la Bruxelles de -a, nici nu am rămas acolo după șapte ani de Parlament European. Că n-aveam cu cine vorbi de trecut, tată. Acolo poți vorbi despre prezent sau viitor. Ce planuri ai, unde mergi, cu cine vorbești. Nu poți să zici mai știi când furam cireșe de la Buna sau corcodușe de la vecinul. N-ai cu cine, n-ai trecut. Asta te roade la ficață. Bun. Și acum, cu toate nebuniile astea, cu tot ce ți-am arătat acum, ce investiții se fac? Ziarul financiar. Prima rectificare bugetară din 2015. Bine că lucrăm. Statul se arată a fi din ce în ce mai asistențial. Taie de la investiții ca să dea la protecția socială. Bă, băieți, asta nu este normal. Pentru că o să-mi pierd și eu atâta cât îți din Ardeal sau din Bana sau dintr-o zonă dezvoltată sau poate nu știu, am o pensiune în Bucovina sau un hotel mic în Moldova. Îmi pierd uzul muncii pentru că văd că muncesc degeaba. Adică eu muncesc ca să dau bani la buget și bugetul îi bagă unde? În asistență socială, tată. Și mai unde? La Senat. Plus aproape 800.000 de euro. Ne-am mai uitat că am zis că poate e o scăpare, mă. Poate eu nu știu bine. BN 24.ro Guvernul taie bani de la sănătate și dă pentru catedrala mântuirii neamului. Nu se poate asta, tată. Deci tai de la sănătate să dai pentru catedrală. Ba asta știi cum. Samănă cu foaie verde siminoc, eu-i omor și tu îi îngropi. Da? Ceva în genul ăsta și cităm, să nu zică dușmanii țării că germăn trădătorul face ca tractorul. Pentru că se apropie anul electoral 2016, guvernul se îngrijește de bunăvoința divină. Rectificarea bugetară care taie din investițiile în infrastructura rutieră și din bugetul sănătății, acordă majorări semnificative pentru bugetul cultelor bisericești. Proiectul de rectificare bugetară publicat pe site-ul Ministerului de Finanțe arată că Secretariatul de Stat pentru Culte va primi o sumă importantă, 37 de milioane de lei, dintre care, potrivit unor surse guvernamentale, 25 de milioane de lei sunt destinate Catedralei Mântuirii Neamului. Băi, eram de acord dacă măcar îi plăteai pe diaconi sau majorai salarul la pop sau ce vrei tu, dar dă pentru oameni, nu pentru BCA ta. Nu pentru cărămiz, ca să-mi faci ce acolo? Catedrala Mântuirii Neamului cum? Nu se va mântui neamul ăsta niciodată cu BCA. Se va mântui cu educație, cu sănătate, cu agricultură, cu irigații, cu cultură, cu ce vrei tu, cu cercetare. Nu cu 10.000 de BCA-uri pe minut puse acolo din banii mei și din banii tăi. Ia să vină, ia să vină ultrafericitul. Uite, fă ultrafericite, uite, strimiri de aici. Indiferent care ești, nu mă interesează că ești de o confesiune sau alta, de o religie sau alta. Bate la poartă, prin sate, prin orașe. Bună ziua! Eu sunt ultra fericitul. Văd că aveți acolo 2 metri de BCA. Nu mi-i dați mie pentru catedrală? Sau dacă nu aveți, nu mereți acum până mai stau eu la o cafea cu soția să cumpărați 2 metri cubi de cărămidă pentru catedrala mântuirii? Și o să vezi ce pățești. Asta este contribuabilul tată. De aici trebuie să le iei. Și atunci, băi băieți de la București, băi băieți de la ministere, că nu are legătură București cu ministerele, sau are din ce în ce mai puțin, o chestie geografică, o legătură geografică, nu omul de rând din București. Hai să le luăm băbește și pe rând. Dă-mi harta care enervează pe câțiva legionari cu regiuni istorice. Ca să le luăm băbește pe rând, dar de lenește. Bă, de ce vreau eu autonomie financiară? Pentru că banii rămân majoritatea comunității. Da? Rămân alora care muncesc pentru banii aia. Majoritatea tată. Pentru că pleacă taxe pentru politică externă, pentru vamă, pentru procurorii de la DNA, dacă vrei, pentru chestiune naționale. Da? Și vă spun așa pe repede înainte. Și cum face autonomia asta financiară? Atâta face. Unde faci profitul, acolo plătești și taxele. Nu mai trebuie să meargă ăla din Vazlui sau ăla din Sighet sau ăla din Dobrogea sau din Cluj sau din Banat să meargă la București să-și plătească taxele. Și după București, după ce strânge tot ce înseamnă taxe ale companiilor care au cifre de afaceri mai mari de 50 de milioane de euro, conform direcției marilor contribuabili din ANAF, zice Bucureștiu: eu fac 37% din PIB. Nu mă, îi faci cu banii mei, pentru că eu ți-am trimis banii acolo, tu nu faci de fapt nimic. Nu există în București, din păcate, o companie cu o mie de muncitori, tată, care să producă ceva, nu să multe hârtii. Nu există, da? Facem PIB-ul, da? De ce autonomie administrativă? Ca să poată decide comunitatea care sunt proiectele oportune pentru dezvoltare, bă. Fără să mai aștepte aprobări de la ministere. Mai ții minte cum se rugau ăștia de Udrea să le facă nu știu ce telegondolă? Mai ții minte. Și cum faci chestia asta? Simplu, tată, prin transfer de competențe și transfer de responsabilități. O să zici, de ce regiuni? De ce nu sunt bune județele? Eu îți dau două chestii. De ce să preferi 41 de administrații care sunt județele actuale și nu 7, 10, 12 administrații regionale? Că ți le-a dat istoria, ți le-a dat Dumnezeu pe tavă, mă! Pe tavă! 2. De ce regiuni și nu județe? Îți amintești când ți-am povestit despre drumul de la Satu Mare, de la Cluj, la Zalău și de la Zalău la Satu Mare? S-a făcut Clujul s-a făcut zalău, s-a făcut legătura și ăștia de la satul mare n-au mai vrut să investească în cordonul ăsta care îi ducea. Unde? La autostradă. Și atunci, o instituție regională poate decide, facem Cluj, Zalău, continuăm la satul mare. Sau facem Iași, Vazlui, continuăm la Focșan și ne legăm de Transilvania și de acolo autostradă și de acolo acces la economia europeană. Aia mare, aia bună. La fel, a, ce vrei tu să faci? Regiune? Ok. Vrei să-ți faci canalul Dunăre-Siret care scoate Moldova din foame și o să și nebunească toți politicienii ăștia veniți din Partidul Comunist, ăștia care se bazează numai pe litru de ulei și pe punga de făină că scoți Moldova din foame și nu mai, nu mai, nu mai votează cu mâna întinsă. Da? Ok. Vrea Vasluiu, Vrancea, ce-o să mai fi aici? Se fac toate pun, regiunea pune planul, strategia în aplicare. Nu le ajung banii moldovenilor? Ardelenii le dau cu drag, oltenii le dau cu drag, bănățenii la fel. Sigur, în baza legilor cadru de la București, că nu are nici o legătură regionalizarea cu transferul de suveranitate. Așa cum vom învăța de o grămadă de ani partidele politice. Vai dacă facem regiuni, se rupe țara. Nu se rupe țara tată, numai se dezvoltă. Da? Îți mai dau un caz. Mai țin minte că a fost o știre, păi ce l-a luat pe. Păi, o venit Dragnea la Cluj. Și l-a luat în tăbarcă pe președintele Consiliului Județean în Cluj. Adică, domnule, sunt întârziate lucrările la pista aeroportului, ce faceți cu chestia asta? Dar la știri nu mai a mai apărut că lucrările sunt întârziate pentru că legea exproprierilor a fost dată de București și a fost dată fără să cunoască situația din teritoriu și lucrurile s-au blocat din această cauză a legii expropriilor date de guvernul central. Adică Bucureștiul te leagă de mâini și tu musai să noți prin economia reală, tată. Cum faci autonomia asta administrativă? Cum modifici județele regiuni? Două legi ai de modificat. Legea 2 pe 1968, aia cu județele lui care au făcut harcia, parcea ori și la Mehedinți, și au bătut joc. Și legea 151 pe 98, 1998, aia făcută de ciorbea, care tremura că vine Enecol Landaburu, comisarul pentru extindere și el n-avea legea regională. Sigur că aici sunt întrebări. Și mi s-au și pus pe Facebook. Da? Ce facem cu baronii locali? O să facem baron regional? Nu Răspunsul este foarte simplu. Ar gândi de 10 ori care vor să bage mâna. Știi? Dacă s-ar scoate din codul penal pedepsa cu suspendare și s-ar dubla pedepsele cu executare și pentru corupție și pentru gestionare frauduloasă a fondurilor publice. Și atunci, gândesc de 100 de ori dacă să mai bag mâna și gândesc de 100 de ori dacă mai fac fântână arteziană în timp ce îmi în școli sau n-am un dispensar. Asta e așa pentru început. Și apoi te ocup de alea la altă tată. Ești asistat social. Îmi pare rău pentru tine. N-ai avut noroc în viață. N-ai avut educație. Asta este. Trebuie să trăiești. Dar ești sănătos tu? Ok. Dacă ești sănătos tu, pentru banii de ajutor social, va trebui să muncești. Să muncești pentru comunitate. Pentru că, vezi tu, comunitatea îți dă banii, pentru comunitate musai să muncești. Și atunci nu o să mai vezi la crijmă, pe caiet, văsălie, turturel, asistat social, datorie 300 de lei, 4 sticle de vodcă, 12 de bere, 14 de vin. Corect? Corect. Și ți arăt o poză, nu știu dacă o au colegii din regie, poza cu Daneșu. Când am mers prima dată în Daneș, am rămas fără suflare. Stai să mă dau la o parte. Da? Plină de flori. Autocare cu străini care opresc și fac poze la cum arată satul ăsta de lângă Sighișoara. Sat de români, stai liniștit. Da? La 9 km de Sighișoara. Și de ce? Că primarul și o Bă, băieți, bani sunt, dar fără muncă nu se poate. Da? Ia puneți un trandafir, niște rondouri, mai pune acolo niște cărămizul, să arate bine. Da? Și atunci, dintr-o dată, s-a schimbat fața, fața comunității. Da? Chestia asta se poate întâmpla în orice sat din România, tată. În orice sat din România, pe lângă cei Bolnavi, care musai trebuie ajutat și nu poți pretinde oamenilor să facă efort. Dar sunt o grămadă de sănătoși, uite, au o burtă cât mine și stau de la 10 halbe de bere în sus. Încep să gândească. Da? Ok, mai sunt și alte probleme. Autonomie, stai că îți explica acum tot. Da? Mulți se întreabă, bă, dar ce faci cu ținutul secuiescă nouă de la Nifrică? Acolo arată cu deștul ăia care nu au avut niciun chef de reformă administrativă ce faci cu Ținutul Secuiesc? Pentru că Ținutul Secuiesc este o parte a României. Faci în Ținutul Secuiesc exact ce faci pentru celelalte părți. A, ah, are specificitate culturală. Sunt mai mulți maghiari acolo? Păi tu poți să rentabilizezi acest aparent paradox în care minoritatea națională numită maghiarime sau secuime sau cum vrei să zici, se transformă în majoritate regionale pe la trei județe. Și ce faci? Exact cum ai mecanismele de protecție a minorității maghiare pe România, formatez, copy-paste ca să mă înțeleagă și onor guvernarea, aceleași mecanisme de protecție a comunității românești din Secuim. Și îți dau un exemplu concret, ca să trecem de teorie. Și asta o știu de la un profesor de română din Târgu Secuiesc. Doctor în teologie ortodoxă, care mi-a Sabin. Noi în Târgu Secuies suntem 17% români. În mod normal ar fi trebuit să prindem trei mandate de consilier local. Da, consilier municipal sau ce-o fi Târgu Secuies. Pentru că suntem împărțiți în 10.000 de partide, Nu avem niciunul și acum noi mergem, comunitatea românească, și așteptăm pe coridor pe consilierii aleși de comunitatea cealaltă, comunitatea maghiară, și îi rugăm să ne sprijine proiectele culturale. Norocul nostru că ei ne sprijină, zice domn' profesor, de română. În momentul în care avea statut special pentru Ținutul Secuiesc, și nu numai pentru aia, o să spun imediat, acei 17% români ar avea trei consilieri locali. Cum? Văsălică Turturescu, cât ai luat? 559 de voturi. Turturel Popesculescu. Tu câte ai luat? 581. Turturovici Turturelului. Eu am luat 492. Ok, voi sunteți primii trei, ați intrat, indiferent de la ce partii sunteți, în Consiliul Local. Pentru că aveți o normă respectată și legiferată în cadrul statutului special pentru Ținutul Secuiesc. Și atunci tu ce faci? Protejezi și românii, protejez și maghiarii de acolo. Protejez ambele culturi și când ambele se simt protejate, o să vezi că încep să colaboreze. Și ăia, mulți dintre ei care se uită pe sub ochi și în românește și în ungurește la ăi o să vezi că încep să întindă mâna, hai mă să facem ceva împreună. Este simplu, tată. Dar pentru asta trebuie să înțelegi că există zone în România care au o altă cultură. Da, există rom zone în România care au specificități care nu apar în ambițiile sau aspirațiile tale de ministru în satul cu miniștri. Îți dau alt exemplu de statut special, Delta Dunării. Acum e rezervor de icre negre pentru ștăbimea din București. Ia pune un statut special că guvernator ai și pune tu niște legi din alea în care să protejezi, cu care să protejezi tot habitatul ăla extraordinar acolo. Da? Este cea mai, cel mai nou pământ al Europei. Și ție nu-ți pasă. Ai acolo specificități de mediu unice în lume. Țara de la UNESCO și de, la, de peste tot să protejeze zona. S-au făcut sate pescărești. Eco le-au făcut britanicii. Pentru că tu nu ești în stare să protejezi acel mediu. Da? Statut special, tată. Statutul special nu e o chestie de federalism. Cum o să, încea, o să încerce să vă, să vă, sperie politicienii în campanie electorală. Ea se regăsește, chestiunea asta cu statut special, în țările unitare. Când vin chiar și ea de pe la partidele mari să vă spună Vă, Gheorghe, mai vrea federalism și nu. Nu mai atâta. Mă, ce țară, federală, ce țară federală e Italia care are cinci regiuni cu statut special? Dintre care două seamănă cu Ținutul secuiesc, vorbim de Vale d'Aosta și vorbim de Sud-Tirol, francezi și nemți, austrieci, și restul au specificități insulare, vorbim de Sardinia și Sicilia, au tot ce avem noi. Da? Și mai gândește la un statut special pentru Valea Jiului. Valea Jiului care poate să fie o perlă de, în turism. Și cel puțin în turismul european, pentru care de toate. Da? Și ce ai făcut acolo? ai băgat un lum pe proletariat și ai făcut să fie de râsul țării. Sărăcime, vai de capul lor, își vând apartamentele pe un frigider. Astea sunt, astea sunt bancurile care se spun despre una dintre cele mai faine zone din țara asta, da? Dar aia nu se poate conduce din minister, tată. Tu din minister ar trebui să fii fericit că faci regionalizarea, că nu trebuie să-ți puști capul. Dacă chiar vrei să faci ceva pentru țara asta, să cunoști fiecare ungher. Lasă-i să se autogospodărească. Pentru că autogospodărire înseamnă autonomia asta. Da. Aici e o chestie. Aici e și o șmecherie a comunității locale care s-a s, -a, s -a dedulcit la confortul ăla de dolce farniente. Nu trebuie să facem nimic. Dacă avem o pilă la un la un senator sau la un deputat, vorbește cu ministru, mai dăm și noi o masă, mai facem ceva, mai dăm la un prieten niște contracte de asfaltare și vine și ne face nu știu ce. Și după aia, evident, chemăm acolo niște pop și facem noi o chestie care să rupă gura târgului, să mă mai leagă o dată primar. Aici trebuie să vină legea aia a care amendează prin închisoare cu executare gestiunea frauduloasă. Și fără legătură neapărat cu legea aia, Uită-te, tată! Mai ții minte? Orașul cu telegondolă, dar fără turiști, iară iau de pe România Te Iubesc, de la ProTV, de la concurență, ca să nu credeți că inventez eu, da? Îți arăt ce? Care e momentul important când faci o chestie pentru comunitate? Chem cumva școlile să le arăt ce ai făcut? Chem cumva oameni de afaceri să investească pe orizontală? Chem cumva oameni capabili să-ți facă o strategie, să să duci proiectul mai departe? Nu. Dă filmulețul. și Din cauza și aglomerației și a faptului că s-au urcat mai multe persoane decât trebuie. Ok, tată. Chemăm soborul de preoți. În românește, în ungurește, în congolez, în ce vrei tu dar să fie preoți. Pentru că, bă, deja văd că e o, e o modă. E o modă chestia asta să chem preoți. Faci, ai văzut înainte când am început emisiunea, faci bugetul, chem preoții. Pui o telegondolă pe 300 de metri, nu se justifică niciodată pe 300 de metri o telegondolă. Chem preoții. Și aici o chestie de la început, bă, ca să mergem la istorie. În construcția sistemului teritorial românesc, la administrativ, s-a optat de la început prin Brătianu, care a fost un dobitoc fără viziune imediat după unire, a avut meritele lui înainte, dar după unire a fost un dobitoc rigid, pentru că s-a optat pentru centralizarea excesivă și extrem de, cum ziceam, rigidă. Și atunci ierarhia asta urbană o pus în frunte Bucureștiu. Tătu cu absolut. Și nu ca și capitală s-a dezvoltat Bucureștiu. Că dacă ar fi capitală, e ok, mergem, cum mergea din Lyon la Paris. Și s-a dezvoltat ca un monopol administrativ și financiar ștampila unică a identității economiei, culturii, educației, sănătății, etc., etc., românești. Bă, și asta să știi că dacă ar fi citit și ăștia care a ajuns acum în guvern, de 25 de ani în guvern, stai liniștit, ar fi auzit de Cristalăr. Cristalăr a formulat teoria locurilor centrale. Ca să nu intru în nebunii teoretice, Teoria asta a locurilor centrale o vezi acum privind la București. București care controlează ierarhic, aproape militărește restul țării, începând de la partidele mari politice care vin în teritoriu. Cine ași, bă? Punem noi interimarul, la revedere, pa! Da? Bucureștiul care ține cu dinții de vasalitatea asta administrativă și financiară pe care o îi impune și Iașului, și Clujului, Timișoarei, Constanței, Sighetului, Megidiei. Unde vrei tu în țara asta? Și știi care e baiul? Și mai mare? Că vor trebui să facă regionalizarea că-i musai de făcut, exact ăia care au făcut din regionalizare o spaimă, tată. Să rupe țara. German Trădătorul, să aibă, mai ținite, minte, am avut 14 procese. De 14 ori mă chemau procurorii, ba pentru spionaj, ba pentru nu știu ce ordine constituțională, ba pentru trădare națională, că când tremurau genunchii, când ieșeam de la Daniel Morar, tu ai doamne, numai pedepse de la 25 de ani în sus și confiscarea totală a averii. Numai de -alea aveam. Partea specială a codului penal. Dă un pic pe net și uite-te. 165. De la 165 Articolul până... Numai de alea în care mori în pușcărie, da? Și acum 18 ani, când mă acuzau de trădare națională, ziceau că de-aia vreau regionalizare. Că sunt spion. Prima dată am fost spion ungur, au văzut că nu sunt unguri. Am fost spion austriac, au văzut că mă duc la Viena numai așa, la cumpărături. Spion evreu, n-am fost niciodată în Israel, o trebuie să o lase baltă asta. Știi? Și sărea ilici, camuta la pendulă atunci, bă. Efectiv, fără să gândească. Dați-a eu după pauză, că dacă am început, hai să povestim noi despre regionalizare, că e mai importantă decât cum își dau l la ficat în politica de vânbovița. Publicitate și revenim! Și acum să-ți povestesc de ce am zis de Ilić, Că făcea cam muta la pendulă Adică Bă, mergea prin țară Conferințe de presă fără legătură cu German Trădătorul Fuge cu tractorul Și simțea nevoia tot timpul să piște Știi? Și uite, ți arăt Uite, din adevărul De mult, adevărul nu știu de când îi dă adevărul Ion Iliescu s-a declarat adversați fățiși al aiurerilor lui Sabin German. Da? În același timp critica corupția și birocrația din primării. Ortarkov zmâncă era și el pe acolo în funcție da? și fie în citatul. Deci era vorba de corupție, de tot felul de birocrații din primării. Dar citatul ce-a făcut? Sunt de neconceput, zicea Ilici Iliescu, oaze de prosperitate într-un deșert de sărăcie. Adică să fie toată țara săracă, tată. Am fost și sunt adversarul lor căror tentative declarate sau deghizate de a scoate una sau alta din zonele României, inclusiv Transilvania, din ansamblul unității statului român, indiferent de pretextile sau argumentele folosite pentru a justifica asemenea abordări, a declarat Ion Iliescu în plenul forumului, zice adevărul. El a spus mai târziu în conferința de presă că a avut motive ca să facă această declarație. Sabine German cu partidul său, cu platforma sa, care este total aiurea față de viață și țărințele ei. De deci, ce a întrebat una și asta vorbea despre mine, tată. Și atunci, domnul tovarăș, să-ți explic o treabă. Uite, că ce va trebui să facă partidul pe care îl conduci din funcția de președinte de onoare. Vezi ce scrie aici? Asta o criticai tu în 2001. Da? Pune mare să se vadă. Asta, în 2001, 2002, noi încercam să facem asta. Și o să-l mai facem. Aici, Găsiți că o făceam pentru Parlamentul European, eram deja acolo. Procesul de descentralizare, ia aburtierea să se vadă, pentru România. Și vezi că există un nivel național în care există Parlament, Președinte, Guvern și există legi cadre. Este nivelul regional cu, atunci ziceam, șapte regiuni autonome care nu au legătură, scrie mai mic. Hai să vă. Uite aici, Că nu pot avea legătură competențele regiunilor cu caracterul național și unitar, poveste în engleză, a, al statului. Da? Și după a urmau provinciile. Și provinciile ce erau, băieți? Erau comasările, pentru că din 3250 de municipalități, de comune, de comune din România, abia 850 se autosustin. Și ce faci cu alte care nu-ți pot susține administrația și secretarele, șoferii și tot de chestii? Le comasez cu alea bogate. Dar de ce? Că tu ești bogat și ai 5 lei buget și mai sunt 10 pe lângă tine care sunt sărați și au un singur leu. Și ea nu pot face nimic, nici măcar accesa fonduri europene pentru că nu au cofinanțare. Da? Și când au cofinanțare de la buget, ai văzut că o la biserici. Aia de pe transporturi, de pe drumuri. Și atunci ce faci? 5 lei ai tăi cu încă un leu, un leu, un leu, un leu de la aia 10, 15 lei și începi programe de cofinanțare pentru fonduri europene. Și vii și faci un proiect pentru turism. Da? Și zici, bă, nu putem face drumul totodată, dar îl începem de aici ca să ajungem acolo. Și acolo voi dezvoltați. Pe drumul ăla dezvolți tu o benzinărie, tu îți faci o pensiune, tu vezi să ai dispensar, tu ai grijă de pompieri, pentru că nu se face, nu se împarte țara în mai multe Bucureștiuni. Ci pompierii și sala de nașteri, casa de nașteri o pun la mijloc ca să aibă acces ușor toți. Acolo încep să fac turism și mă duc în zonele izolate pe care ce fac? Acolo pun turismul rural. Mereți, dacă puteți, în satul Sânt George, de lângă Huedin. Sau dați, Sânt George, Huedin. Să vedeți un sat izolat, cum stă pensiune lângă pensiune, fiecare pensiune plină și puhoi de turiști. Mereți în Râmetea, dați în Rimetea. Da? Județul Alba. Sat izolat, nici măcar, cred că nu, drum județean nu este acolo. Drum local. E o chestie, vai de capul ei. La 600 de locuitori sunt 20 de pensiuni. Adică o pensiune la 30 de locuitori. Au 600 de locuitori și în fiecare zi acolo sunt peste 3000 de oameni. Care consumă. De unde vine modelul ăsta? Din Liechtenstein. Vaduzul e capitala Liechtensteinului și are 4.000 de locuitori. În fiecare zi sunt 25.000 de turiști. Eu am fost acolo și am turbat când am văzut cât de simplu se face. Și apoi, vii cu nivelul local. Și nivelul local ce este? Pivotul descentralizării. Adică nu o să trebuiască să mergi o la din Sighet până la Cruz sau până la Baia Mare, că ți capitală de regiune, să-ți ridici pașaportul sau să-ți faci o firmă. O ei de la primărie, de la tine. Pentru că de -a am investit atâta statul român în tot felul de chestii de alea electronice. Miliarde și miliarde de euro băgat în e-guvernare. E nu știu cum. Nu mai avem ștampil acum. Dar știi când va trebui să o facem aia, tovarășul Ilici? Uite-te ce scrie aici. Când curajul va fi la fel de sus în românește. Când curajul va fi la fel de contagios ca și frica atunci voi veți putea, vom putea trăi un pic mai bine. Da? E greu, tată. E greu pentru că, băieți, aici trebuie să citești. Adică trebuie să știi că între 1919 și 1923, oamenii care veneau din provincii către București au gândit soluții alternative. Nu zic de ardeleni, îi zic la sfârșit. Ai auzit de George Grigorovici. A fost un deputat de Bucovina imediat după Marea Unire. Și a propus de la ideile tradiției social-democrate, tovarăși de la guvernare, din Austria, unificarea provinciilor istorice într-o Românie mare federală, zicea el. O mai fost altul, Constantin Stere, din partea cealaltă ideologică, de la Partidul Țărănesc, în 1922 iniția un proiect de Constituție care prevedea descentralizarea administrației publice prin crearea unui nivel administrativ de mijloc, care ar fi însemnat regiunile istorice. Și el a zis, aceste regiuni istorice să fie Muntenia, Moldova, Transilvania, Basarabia, Bucovina și Dobrogea, fiecare cu palierul de reprezentare regionale ales, adică Parlament Regional. Nu le trebuiau dăi și doi și doi. Parlamente județene ca să aibă ea ce împărți. Mai vorbesc de proiectul de constituție al lui Romul Boilă, ardelean de aici de la Manist, pe 1931, care propunea monarhie constituțională cu trei provincii constituente, bă, Muntenia, Moldova și Transilvania. Și provinciile astea trebuiau să aibă diete și guverne regionale. Exact. Exact, ce scrie aici. Camera regională Consiliul Regional și Guvernator. Ei se sperie acum de guvernatori, dar Iliescu, mai țin minte, 90 l pus pe moțiu de la PNR, guvernator al Transilvaniei, tată. Delta Dunării are guvernator acum. O avut și Valea Jiului guvernator. Dar le-a fost rușine să vorbească despre asta. Pentru că, bă, probabil Iliescu habar n-are de toată istoria asta cu Ligorovi și cu ăștia alți, că e greu. Ca prim secretar PCR Băi, aia n-aveau chef să citească. Băi, eventual, citeau acolo repede și scriau niște chestii pentru Ceaușescu și la revedere. Dar, O să mă întrebă dar ce tot e ce cu Ilici. Pentru că va veni Ilici și îți va spune că se va da mare doctore, alt doctore, în reforma administrativă. Și o să-l vezi încet, încet pe. Fostul candidat de la 7 martie al Frontului Democrației Populare, în 65, Iliescu Ion, candidat Marele Partid Comunist pentru Mare Adunare Națională, da? o să-l că începe să povestească despre cum trebuie făcută regionalizarea pe care el o dădea de pereți. Da? Trebuie să fii atent la chestia asta. Și o să înceapă, domnule, fripturiști o să vină din partide și sunt, l-am și văzut pe undeva pe la televizor că zicea, domnule, îi prinde fripturiști în partide. Mai mare fripturiști decât ești dumneata. Și zic dumneata pentru că ai o vârstă, nu pentru că ai făcut ceva în viață extraordinar. Părerea mea. Poate mineriadele care vor rămâne în istorie, nu? Poți să-mi arezi tu mâna aia cât vrei tu. Că-i sacă. Băiatule, tu nu ai dreptul să vorbești despre o țară la care ai mâncat cei șapte ani de acasă ai democrației. Noi, în loc să începem ca polonezii cu reforme, am început cu chemări către mineri să planteze să planteze panseluțe în piața universității. Nu te gândești niciodată, n-ai avut curiozitatea să dai așa ce mai zice familia Frumușanu din București. Copilul lor era student atunci. A murit la mineriadă. Nu te interesează. Ai mers vreodată la mormântul ăla să pui un buchet de flori. Bă... Îți bătrân, îți nu știu cum, poate mi-a iertat Dumnezeu păcatele. Măcar acum, când nu mă vede nimeni, noaptea târziu la 12. La miezul nopții, mă duc acolo, pun o floare aprinz o lumânare și mă gândesc, Doamne, ia-mă lângă ăla să pot să-i zic odată iartă-mă. Așa mă gândesc eu. Poate că nu, sau poate că ai făcut-o. Da? Pentru că cine o stat 5 ani la ruș, bă, o primit tot timpul unui elușe peste dește. În eforturile sale de a pune piedici aderării la Uniunea Europeană ce dau o știre de la BBC, citat de Hot News. Asta e știrea în care am văzut clar că eu cu omul ăsta nu să mă pot împăca niciodată, pentru că el efectiv, așa cum mă urmărea în conferințele lui de presă, îl întrebau despre parul cu apă, el zicea, ă, da, da, vedeți, nu puteți crea zone de prosperitate într-o zonă de sărăcie, adică să fie toată lumea săracă, unitară, nu-i așa. Ideea am zis că este asta că German. Da? BBC. Oficialii Uniunii Europene sunt contrariați de actele lui Iliescu și îți dau știrea ca să vezi de unde vine. Îi păi, din 18 decembrie 2004, eu eram deja raportor european, BBC citat de Hot News, oficialii Comisiei Europene s-au declarat surprinși de decizia președintelui Iliescu de a-l grația pe Miron Cosma. Alianța Liberă Europeană, cel de-a cincilea grup parlamentar din Parlamentul Europei, solicită înființarea unei comisii interparlamentare prin care să se stabilească dacă în România există stat de drept și este, din punct de vedere politic, o țară previzibilă. Decizia înființării Comisiei Interparlamentare este susținută și de Comisarul European pentru Extindere, Oli Ren, un tip senzațional. Sabine Germa, raportor pentru România la Alianțe Libere Europene, din Parlamentul European, a declarat că grațierea mai multor persoane pe ultima sută de metri ar fi o decizie pur politică, zice BBC, și mă citează, menită să arate și mai clar subordonarea la justiție. Într-o scrisoare deschisă, conducerea Alianței Libere Europene, Oli Ren arată că decizia încheierii tehnice a capitolului justiției cu România nu înseamnă că aceasta este definitivă. Comisia va monitoriza foarte atent justiția din România, mai ales că știm că independența justiției este încă pusă sub semnul întrebării. Da? De acolo vine toată râca pe care domnul o poartă, pe care mai zice ceva. Și aminteșteți, în 2004, 10 țări intrau în Uniunea Europeană. Noi și bulgarii stăteam la ușă. Și să știți că nu din cauza mea sau din cauza nu știu din cauza sistemului promovat de tovară și de atunci. Îți amintești când venea stănoiu că era ministra justiției și se ruga, lasă-mă să scot dosarul. Lasă-mă să scot dosarul. Aia nu-i tată. Aia nu este... Aia nu este justiție. Da? Și ar trebui să sperie, de fapt, cel mai tare și mai tare, da, un anumit poscript un istoric. Să-l lasă istoria așa la ușă, cum îți lasă laptele câteodată, ăla dacă ți aduce laptele dimineața la șapte. Știi? Și a trebui să sperie. Nu lipsa autonomiei cu bani și cu autostrăzi și că nu avem și las că le-o face, da? Etc. Etc. Ar trebui să știți că desperiat în lipsa autonomiei e lipsa inovării și a revoltei corectoare. Las că am tătucu. Las că ne dau sau nu ne dau bani de la București. Și acolo îți vine la nivel personal. Și eu te întreb. Ce ai auzit cel mai des în ultimii ani, doamnă și domnule? Ai auzit un părinte spunându-i copilului Copile, musa este bas pentru chestia asta, e dreptul tău? Te duci acolo și dai argumentele tale? Sau ai auzit, doamnă și domnule, vai dragul mami, vezi tu cum faci, nu -ți mai bate din gură că-ți pierzi serviciul, lasă, dacă e șef, e șef. Pleacă capul că e mai bine. Da? Ce ai auzit? Da? Și asta e la nivelul mulțimii. Deja deci se transmite așa ca un virus, parcă i a 1 h 1 sau cum îi ziceau la ea. Mulțimea vrea tătuc. Mulțimea vrea un stăpân bun care să-i dea butelie, să-i dea ajutor social, să-i curețe să sau să-i trimită statul soldații să-i curețe curtea de zăpadă, să vină cineva să-i taie lemnele date de stat pe degeaba. Și când zic de lemnele date de stat pe degeaba care trebuie tăiate de stat, Poate să trimite iar soldații, că nu sunt destul de obosit și stresați cu Afganistanul, îi mai trimite și la tovară și asistați. Eu nu exagerez deloc, tată. Nu exagerez absolut deloc. Dă-mi aici, de pe Botoșani News am luat. Da? Sunt știri care au apărut, comoditate maximă. Mai mulți sărași refuză lemnele primăriei pentru că nu sunt despicate. E o situație incredibilă petrecută la Vazlui, Putea, ar putea să beneficieze de lemne gratuit de la primărie pentru încălzirea pentru iarnă, refuză să le primească pentru că nu sunt despicate ci nu le sunt aduse acasă și așezate, bă, citește cu ochii tăi. Și atunci, tu investești în statul asistențial. Bă, băiatule, la noi în Transilvania, când eram noi mare principat și aveam guvernator de a deștepți, care o lăsa câte ceva, dacă ai fost prin Sibiu, ai văzut Bruchental, tu știi ce făcea Bruchental dragă guvernantule? Bă, și atunci erau oameni săraci. Și români, și unguri, și sași. De care au fost? Da, mă, vă dau de pomană. Dar știi ce faceți? Vă aduceți cosele și cosâți aerul în piața mare a Sibiului. De ce? Ca să înțelegeți că numai cu efort se pot câștiga banii. La noi! Vrem tătuc. Și când vrem tătuc pentru toată țara... Toată țara devine sluga tătucului. Vrea tătucul moschee? Trăiți, n-am nicio problemă, bugetul, milioane, teren de milioane de euro. Vrea tătucul că vine acum campanie electorală? Vreau un pic de fichi-fichi acolo la biserică? Vine mega fericitul. Luăm banii de la sănătate, îi dăm la biserici. Și atunci nu te mira că nu știi unde se duc taxele tată. Nu te pira că nu le pasă politicienilor ce votezi tu, că vrei 300, că vrei unicameral. Apropo, vezi ce scrie aici? În 2001 sau 2002, Parlament, o singură cameră, Parlament unicameral. Da? Vot uninominal pe bază provincială, 3 deputați pentru fiecare provincie și 5 deputați pentru București. Ce și așa în jur de vreo 280. Da? Nu mai aveai milioane de consilieri județeni, că aveai câțiva consilieri regionali și din provincie nu se mai făceau iar alegeri, că știi ce se întâmpla? Erau aleși între 11 și 17 deputați provinciali sau consilieri provinciali aleși indirect, adică de și dintre consilierii locali. Ei și alegeau. Mai mult, primarul era ales indirect. Adică era ales de Consiliul Local. Și atunci, nu mai existau chestiile alea în care eu sunt primarul ăsta, consilierii mi-au fugit pe la tot felul de partide și acum mă bat cu Consiliul Local să ne dăm în gură patru ani până mai candidez o dată. Și erau deja, aveau deja o relevanță în proiecte. Da? Dar e greu. E greu. Și ce o mai găsit ei? Ia uite vocea Transilvaniei. Deci o dau la biserici și, și dăm vocea Transilvaniei. Pe ce cheltuie banii Senatul României? numai puțin de 61 de autoturisme cu doar, în ghilimele, 4 milioane de lei. Asta înseamnă 900 de mii de euro. 900 de mii de euro, 61 de mașini. Că de ce să nu ne luăm noi mașini? Ce ne interesează pe noi educație? Oricum banii de la sănătate i-am dat la Catedrala Mântuirii. Hai să ne luăm niște mașini. Și atunci, te miri că dau pe din afară? Te miri că ambiția lor, când ajung la guvernare, stânga-dreapta, îi să mănânce cu șapte linguri? Bă, doamnă! Doamne, mirăte, Domnule, dar eu îți arăt altceva și o să-ți explic de ce autonomia îți apropie politicianul de cetățean până când îl poți să-l tragi de mânecă. Pe ăștia de la București 588 Greu îi să-i tragi de mânecă. Îi mai trag eu și sună ca buni, Bă, dar mai are germane emisiune acolo. Să-ți arăt niște exemple. Ca să nu crezi cumva că toată lumea e proastă, toată planeta asta e proastă și în loc să dea banii pe educație, îi dă pe mașini pentru Senat. Ia dăm niște poze. Foto Lituania. S-a mai arătat-o. Este doamna președintă a Republicii Lituania. Și pleacă cu bizer, ca să nu pot să-i zic numele complet, să nu mă amendeze pentru reclamă. Pleacă cu clasa economică, cu cel mai ieftin bilet, cu care am mers și eu cu fiul meu din Europa, da? Cel mai ieftin, nu merge cu avion privat, nu merge cu nu știu ce. Nu vezi bodyguard că hai să meargă lângă ea, da? Dăm președintele Austriei, cu sufletul. Știi ce face? Își cară bagajul, că are să ia trenul are un singur bodyguard sau doi și este un pasnic sau un jandarm de la CFR-ul lor cum ar veni, care e pe acolo, dar merge cu trenul. Da? dă și pe președintele Elveției, mă, tată. Știi ce face președintele Elveției? Așteaptă trenul în gară. Merge spre Neuchatel. Ok? Și atunci, eu despre ce vorbesc, tată? și mie despre ce vorbesc. Nu, că mă gândesc și eu. Bă, oamenii ăștia sunt totuși președinți de țări. Lituania, cea mai performantă în tot ce înseamnă guvernare electronică, tată. Au trecut de criză și au salarii că le-am pupea ghiulul să fim și noi acolo, da? Despre Elveția nu se poate vorbi. Elveția nu e o țară mică, e o mare bancă, tată. Și totuși merge cu trenul. Austria, mâncui sufletul sufletuie de capitala mea și țara mea. Nu? În istorie. Ia uite mă, și mere cu trenul. Ai noștri? Dar cum să vii de la București cu trenul? Dar cum să mergi undeva între... Să stai în mulțimea copulativă, adică te enervează tate, adică mă, băi, băi, vot, votanților, bă, dar mă, enerv, mă enervați cu nervii la cap. Cam ăsta e discursul post-guvernare. Știi? Este un, este un, fel de proverb, cum vrei tu. O expresie în latină. Poscoitum, toate animalele sunt triste. Băi, o tristețe fundamentală post-campanie electorală în țara asta. Pentru că este aceeași tristețe, tată. O ajuns la guvernare și încep să-și împartă la biserică acolo, la mașină, la noi aici. Probabil va apărea încă un model nou de mașină. Că numai atunci intră în tremolouri de astea, în trepidații. Apare o mașină. Noi nu ne luăm. Păi ia pe banii tăi. Da, ce prost. Iau pe banii țării, tată. Nu? Dar vă spun, astea vor dispărea în momentul în care vine asta, tată. Ăsta a fost și va mai fi. Înțelegi? Proiectul de genul ăsta, ăsta a fost în 2001, 2002, 2003. l sunt scos în afara legii, că au zis că Tom, nu putem face regiuni în România, Mergem pe legea lui Ceaușescu, 2 pe 68 aia cu județele. O vezi, asta vor trebui să facă copy-paste după ea. Și vor încerca să vă aducă în discuție tot felul de chestii. Ba că vin ungurii, ba că vin și ba să vezi că nu se poate. Dar ce facem cu banii? Dar cum se dezvoltă chestiile alea regiunile mai sărace? Regiunile mai sărace se dezvoltă foarte ok. Când eu vreau să fac autostradă de aici până aici, sau autostradă de aici până aici, și mă duc cu parteneriat public-privat. Fi sigur că privatul ăla vrea să-și ducă autostrada pentru că își duce și profitul șaicea și aici și și aici. Și vrea să-și o ducă șaicea și aici și și aici. Ca să o lege. De ce? Să o lege de marile coridoare de transport europene. Că de pe unde se transformă marfă, unde se transportă marfă, cresc banii. Bă. Ați fost în Occident o grămadă. Numai la noi. Te duci pe autostradă numai ca să ajungi mai repede de la Cluj la Turda. Dincolo, autostrada înseamnă un fel de depozit economic. Aici ai pensiune, acolo ai prăvălie, acolo ai benzinărie, de aici aici înspre stațiunea tare, Adică e un pretext ca să ajungi la pensiune, la benzinărie, la, stați la stațiune. Da? La noi facem autostradă, că ne enervează șoferii ăștia din România, dragă, că tot vor să ajungă repede, repede, repede. Că nu le ajunge timpul în viață. Nu, tată, autostrăzile unde ale faci. Autostrada o faci ca să creezi în jurul ei economie pe orizontală. De aia trebuie să faci și Dunăre Siret, canalul Dunăre Siret. Du-te acum în Moldova. Roagă pe cineva din Moldova sau uită-te pe ziarele de acolo. Știi cât e Siretul? Păi acolo nu mai plaa de două luni, bă. Atât ai apă Siretul. Du-te în vacanța asta, cum am fost și eu, la Boșdeuca, Lucreangă. La Ozana, cea frumos curgătoare și limpede ca cristalul în care fugea Nica, Ștefana Petrei, alu Ștefana Petrei și făcea baie și venea măsa și îi fura hainele. La scălda se numește, da? Nu mai are apă în ea. Maxim atât aveți. Pentru că îi secetă. Nu mai este apă, nu mai este vegetație. Și între vegetație, cucuruz sau păpușoi sau ce vrei tu. Eu te las, că este unul care studiază un... În... Eu cred că ăla, ăla e de la legionari, că tăsudează acolo Poate o să-mi într-o zi Cum au vrut și alții Cu un reflector în cap V-am pupat! Sio! Pa! Luați aminte! Țineți minte! Fiți cu minte! Sio!